Băi, oameni buni, se apropie Burger Fest, cel mai mare eveniment dedicat burgerilor. 26, 27, 28 mai, Barbu Văcărescu, Verde Stop Arena. Și de data asta mă găsiți acasă, mai exact la Casa Angus. Așa îmi place mie să-i spun, pentru că împreună cu băieții ăștia din spate n-am format o echipă de lucru, am format o familie. Când vin și gătesc aici, chiar mă simt ca acasă. Dar gata cu vorbele siropoase, să trecem la treburi mai serioase. Burgerii cu care vă vom face papilele gustative să danseze. Suntem trei bucătari, așa că îi logic. O să avem trei burgeri. Fiecare după chipul și asemănarea lui, vreau să zic. Dar hai să lăsăm citatele din Biblie deoparte, pentru că contextul evenimentului va fi altul. O să fie o leacă de nebunie pe acolo și o să zic în felul următor. Fiecare a conceput un burger după imaginația lui sau după cum l-a tăiat capul. Așa că primul care o să intre la înaintare și să ne prezinte burgerul o să fie mezinul familiei, șef Cosmin. Gata, a trebuit să mutăm și camere și toate alea ca să fiți mai aproape de plită și de băiatul ăsta frumos care gătește acolo un burger demențial. Oricum, îl lăsăm pe el să ne explice. Scuză-mă că te deranjez. Bună. Ai onoarea. Eu pot să mă dau așa mai departe și să te ascult doar. Astăzi o să facem o călătorie în deșert și mergem cu un burger marocan. Avem o chiflă, un pic rumenită pe plită. O panelă de carne l-a făcut. Unde ești că le ducem? În deșert. Mamă. Mergem un pic în Maroc cu o maioneză. Am transpirat. Cu muștar, boabe și curry. Deci ai acolo, ce ai acolo? O maioneză cu un pic de muștar, boabe și curry, peste care băgăm un pic de ceapă cu sumac. Deci ceapă cu sumac, bă, frate. Și n-ai pus și pătrunjel în ceapa aia cu sumac? Facem imediat după. Bine, oricum l-avem aici. Vine paninuța asta de carne. Nu vă gândiți că e mică. Când o să veniți la Casa Angus să-l mâncați aici, o să fie mai măricel un pic, da? Nu vă speriați. Aici. Acolo ce-i? Avem o cremă de brânză de capră și cu un pic de, cum îi zice? Chimen. De chimen, așa. Deci cum e brânza asta, bă, băiatule, cu chimen, înnebunești mâncând. Simplu, nu s-a dus departe. Ce mai e acolo? De rezistență, avem un barbecue cu vin, fulgi de chili și un pic de roșie. Sos barbecue cu vin? Cam asta. Bă, ce să zic, acum om vedea. L-am măcelărit. Lasă-l că e perfect acolo. Dacă aveai și un puțin mai mic, mergea. Da. Așa, gata, nu. Eu o să-i gustăm toți împreună. Acum am terminat cu Cosmin, cu mezinul. Eu zic în felul următor. Să intre în acțiune ăla mijlociu, care vine direct din Baba Novac și se numește Pirmic. Sta acolo cu capul, a plecat. Așa, aplauze! Opa, așa, azi că s-a teleportat. Bye. Băiatule, cum ai reușit să vii din partea aia până în partea surprize, asta? Surprize. Cu Andreea Marin, sau cum o cheamă? Pe aia. Așa, ia să-l vedem pe Pirmic, pe șef Pirmic. Ce ne pregătește? Te ascultăm. Te rog frumos. Ai microfonul. Avem un burger clasic, eu. Clasicum? Eu. Clasic tu. Fix ce-mi place, asta v-am făcut și vouă. Asta am spus și mai devreme. Fiecare face ce... După chipul și asemănarea lui. Așa să fie. Și după cum puteți vedea, ăsta e și frumos. Mamă. Da, pe tata, pe el. Bă, bărbat, bine. Avem o maioneză cu usturoi copt. Maioneză cu usturoi copt. Sună bine. Avem un chimichurri. Chimichurri? Bă, băiatule, unde e? De unde ai venit? Din peripețiile mele. În Argentina? Pe stradă un pic. Pe stradă? Da. Nu, din Baba Novac. Din Baba Novac, numai chimiciuri. Acolo să mănâncă chimiciuri. Numai chimiciuri mâncam. Băiatule. Un pic de maleni. Și oricum creșteau burger din copac, ai zis, nu? Da, în loc de curcăduși, mâncam burgeri. Curcăduși, nu? Culegeam. Stai așa că am făcut aici ceva care e foarte, foarte mișto. Praz. Ăla este un praz prăjit. Prăjit. Care seamănă la fân. Dar are un gust. Băbatule, demențial. E două dulceață și un volum burger. Așa un pic ai pus chiful asta aici. Și nu văd oamenii exact ce pui pe
bucățica asta. Aici avem baza chiflei. Ia spune. Dulceață de bacon cu un pic de ceapă roșie. Dulceață de bacon. Sirop de arțar, tot după Baba Novac. Asta am mâncat pe Baba Novac. Da, cresc arțarii. Tot București, nu? Peste tot. Și palina de carne, bineînțeles. Palina de Black Angus cu un sos de gouda. Gouda se scrie, poate majoritatea cred că îl pronunță Buda. Mi-e așa procesul. Majoritatea Gouda. Mama, normal, să bine, ăsta e din Anglia, vine și e obișnuit cu, cu d-astea. Acolo avem prazul. V-am zis prazul crocant. Ceva verde ca să fie sănătate curată. Și l-a făcut, dar n-avem voie cu el la Burger Fest. E prea mare. Bine, ăștia de prezentare acum. Nu știu cum o să iei. O să recalculăm calitățile, da. Dar cam ăsta ar fi mare. Ce în mare zic? Parte. Să recapitulăm. Maioneză cu usturoi, da? Usturoi copt. Dulceață de bacon. Da. Chimichurri. Și sirop de arțar, vă rog. Și sirop de arțar, da? Mă, a, mă scuzați pe mine, ce iertare. Exact. Chimichurri. Chimichurri. Bălăria valeriana, un fel de n-ar mai fi, dar să fie ceva verde, să pară burgerul mai fresh. Prazul ăsta, prăjit. Prăjit, crocant. Crocant, mamă, nebunie. Super. Totală. A terminat și Pirmic, așa că vă vine la Burger Fest cu Florin, următorul burger pe care ne va prezenta imediat. Asta vreau și eu să zic. Acum intră la mai bătrân în acțiune să prezinte un burger. Adică am luat și așa, mezinul, Cosmin, mai tânăr. Ăsta e pe la mijloc și eu sunt mai pe ducă. Seniorul, să zicem seniorul. Da, ok, seniore. Ai văzut? Ai văzut elegant. Imediat revin cu burgerul meu. La cât e de mică palina de carne, până pregătesc eu chifla, până pun sosurile pe ea, e gata și nebunia asta. Așa că venim frumușel, am pus degetul pe plită, punem frumușel chifla aici, așa, e destul de fierbinte. Firmic, ai tu grijă de palina de carne, te rog frumos, mai presează așa, o lecuță. Și venim în felul următor. Prima dată am făcut aici o maioneză cu leurdă. M-am uitat în piață, am dat o tură prin piață azi și am văzut că leurda e pe care de dispariție. O să mă duc mâine să cumpăr, fac un pesto și o păstrez pentru Burger Fest. În caz că rămân fără leurdă, e foarte bun și usturoiul fresh. Dar, musai cu leurdă. Frumușel pe ambele bucăți de chiflă și pe jumătatea asta. Suficient. Mai am aici o salsa de murături. Castravete murat, ardei capia și o pastă din ceapă verde cu mărar. Nebunie totală și salsa asta românească de murături. Punem frumos așa o linguriță, nici chiar babană, dar nici chiar micuță. Trebuie să iasă burgerul ăsta la gramaj, altfel ne dau ăștia afară. Nu ne lasă să concurăm cu el și să-l vindem. Pe bucata asta de chiflă o să vin cu puțină ceapă prăjită, ceapă crocantă. Ia priviți aici, mamă, cum arată și ceapa asta, mai aproape așa de chifla asta. Să avem acolo texturi diferite în burgerul ăsta. Și aștept palina aia de carne. Sunt gata, dacă... Care Pirmic zice că e gata. Peste palina asta de carne, peste nebunia asta, o să vin cu o cremă de burduf cu trufe. Da, ați auzit, brânză de burduf cu trufe. Nebunie, nebunie. Nu știu dacă ați mai mâncat până acum, dar îi, adică nu știu, se potrivește brânza asta de burduf într-un mare, mare fel. Și peste burduful ăsta o să vin cu o coastă, o costiță de porc. A scăpat ăsta pe jos. Nu contează, lasă așa că se mai întâmplă. Mai am nevoie de un clește. N-are rost să mai tai din video clip acum, mai pe natural așa. Costița asta afumată, mai de-a noastră așa, de la țărani, bine, bine. Glazurată cu sos de soia și miere, va duce burgerul ăsta la un alt nivel. Ia priviți-o și pe asta aici. Frumușel, mamă, mamă, cât de bine arată. Wow. Trebuia să mai pun ceva verde pe acolo, dar hai să zic, să pun și eu așa două frunzițele astea de valeriană peste șungulița asta. Vin și cu ceapa, o să curgă un pic stânga-dreapta, dar nu ne facem probleme. Până la urmă, ăsta-i burgerul. Priviți-l aici. Bă, băiatule, mamă, cum curge din el. O scobitoare. Am nevoie. Ajută, fratele. Și să-i punem pe toți la același nivel. Ia, priviți-i pe ăștia aici. Stați să vedem așa cum îi așezăm
să dea bine la cameră. Ăsta e mai micuț așa, vine la mijloc să fie protejată ăștia doi. Așa, și momentul adevărului. Primic, Cosmin, pe care? Eu mă duc în Maroc. Ăsta s-a duce, s-a dus în România direct. Și am luat pe al meu. Hai că ți-l dau pe ăsta. Ziceam că ca să nu, mai bine să facem schimb, să nu mănânci pe al tău. Bă, cum e ăla? Mai puțin sos, cred că, nu? Să dea bine la cântar, nu de alta. Hai, să avem poftă, ce să zic? Deci ăsta e burgerul lui Primic. Vreau să-l gust și din ăla, dar mă rog. Mamă. Bun. Bun, bun. O să fie foarte, foarte complicat. Eu zic să... Bătălia e mare. Da. Eu zic să veniți voi la Burger Fest și să vă dați cu părerea. Duminică o să fie și concursul cu cel mai bun burger al festivalului. Eu mă retrag să mănânc. Tu te retragi? Du-te, du-te liniștit. Așa că duminică o să fie concursul cu cel mai bun burger al festivalului. Noi o să avem un concurs între noi, între ăștia trei burger pe care i-am făcut. Vă așteptăm să vă dați cu părerea. Nu uitați, 26, 27, 28 mai, Burger Fest, Barbu Văcărescu, Verde Stop Arena. Primic, nu știu dacă se vede ăsta în cameră, s-a dat mai departe așa să mănânce. Stați așa, da, să, să-l trag. Da, vă așteptăm. Bye, bye. Ne vedem acolo. Da, nu uitați, standul Casa Angus. Avem puțină treabă.